Mai sunt 5 spețe care vor face obiectul unor anchete penale, a mai spus Ciurel. Sesizările penale au fost trimise după controlele făcute la Clubul Pandurii. Organelor competente au fost descoperite mai multe nereguli. E neplăcut ce s-a întâmplat. Sunt absolut convins că nici acum 100% problema nu este rezolvată, pentru că acolo au fost lucruri care s-au întâmplat frecvent în ultimii 10-15 ani. Genul acesta de acțiuni care au fost descoperite. Dar e oricum un pas mare făcut și primesc în permanență semnale. Avem și o adresă de e-mail, așa, în care fiecare poate să trimită, e pusă la dispoziția tuturor, fiecare poate să trimită orice vrea să semnaleze către conducere. O vedem toți membrii directoratului și cred că lucrurile astea vor fi evitate de acum înainte. Ce adresă? Bă, nu știu să vă spun acum. Oltenia Info. Oltenia Info.ro. Așa este. Oltenia Info se numește. La Pandurii, care e situația? Știu că s-a făcut un dosar penal sau mai multe după... Sunt mai multe dosare după controlul finanțelor. Cei de la finanțe au întocmit mai multe dosare. Situația e favorabilă la ora asta. Sperăm că nu mai trecem mult și să vedem o victorie și acasă. Da. Anțelor la Pandurii au fost și controle interne și, din câte știu eu, mai sunt încă 5 spețe care vor face obiectul unor anchete. Și acum ce putem să reproșăm la echipă, pentru că contractele sunt semnate, sunt înregistrate la federație, sunt aceiași oameni, eu n-am cum. Dacă îi dăm afară pe acești jucători, trebuie să le plătim în continuare salariile, n-are ce face nimeni. În vara acestui an, bunurile clubului Pandurii au fost puse sub sechestru de către Administrația Finanțelor Publice. În urma controlului efectuat în perioada 2012-2013, a ieșit la iveală faptul că prejudiciul adus statului este de aproximativ 2,4 milioane de lei.